Cat Dog este un serial de televiziune animat american care a fost difuzat inițial pe Nickelodeon între 4 aprilie 1998 și 15 iunie 2005. Cu un total de 4 sezoane și 66 de episoade, emisiunea urmărește viața neobișnuită a gemenilor siamezi. Un capăt este un motan numit Cat și celălalt capăt este un câine numit Dog. În acest videoclip voi povesti serialul de la început până la sfârșit în detaliu. În muzeul Nürnberg, al lucrurilor foarte vechi, vedem mai multe obiecte istorice legate de pisici care sunt stocate în sala pisicilor. Printre aceste obiecte se află o versiune pisică a Mona Lisei, sau aș putea spune Mona Lisa. Alte obiecte includ un ghem de ață foarte vechi, o cutie din nisip colopată și piramide egiptene realizate de pisici. Acest lucru ne arată că în lumea acestui spectacol, pisicile sunt specia dominantă care a făcut mari descoperiri și invenții în lume. Câinii totuși nu au contribuit în mod real la lume. Cu toate acestea există o pictură în lumea modernă care sugerează altfel. În vremurile de odinioară din Vesera, Anglie, a existat un alt hibrid de pisică-câine, asemănător cu protagoniștii acestui spectacol. Pisica era înțeleaptă și ambițioasă, în timp ce câinele găsea fericire în a căuta mâncare în gunoi. Când regele acelei ere, Rancid, a declarat o convocare deschisă pentru a se alătura câinilor regali, pisica a văzut acest lucru ca o oportunitate pentru amândoi să-și câștige experiența. A început să-l învețe pe Dog cum să fie mai sofisticat și regal, dându-i o provocare să prindă un șoarece numit Winslow Oddfellow, în timp ce ținea o ceașcă de ceai pe cap fără să-l verse. Pisica a pus chiar și mai multe capcane în cale pentru a intensifica provocarea, dar cu mult noroc și determinare, Dog reușește să câștige provocarea și chiar se bucură de cel pe care nu l-a vărsat niciodată. La a doua zi, duo-ul ajunge la palat într-o rochie elegantă, iar regele Rancid îi alege imediat pe cei doi să devină câinii regali. Pisica câine a reușit în sfârșit să facă o mare lovitură. Aveau tot ce își doreau. Cu acestea, când a venit timpul vânătorii regale, au aflat că ei înșiși urmau să fie prada. Duo-ul a fugit cât au putut de repede de acolo, dar din nefericire au fost vânați cu capetele expuse în interiorul palatului regal. Doamne ferește, lucrurile nu a mers prea bine pentru ei. Într-o retrospecție vedem un cat dog nou născut adoptat de o mamă Sasquatch de un tânăr tată broască cu nas mare. Dat fiind faptul că bebelușul lor era un hibrid, a fost un pic dificil să-i pună scutec. Cu acestea, mama și tatăl au avut grijă mare de cat dog. Într-o zi, în timp ce se jucau copiii lor, un vulcan a erupt și vânturile puternice au făcut ca bebelușul cat dog să fie separat de părinți. În ciuda eforturilor lor de a-și salva copiii, mama și tatăl nu au putut face acest lucru. Tragedia s-a bătut asupra lor când tinerii au rămas singur să se descurce. Mama și tatăl i-au căutat pretutindeni pe întreg globul, dar lucruri ciudate s-au întâmplat cu ei. Au fost înghețați într-un ghețar arctic, naufragiați pe o insulă cu nevăstuici furioase, răpiți extraterestri, înghițiți de un monstru de lac gigantic și chiar capturați de un trib malefic de rumeguși. Cu acestea nu l-au putut găsi nicăieri pe Cat Dog. Între timp, Cat Dog, care au fost luați de vânturile puternice, au aterizat în oraș și au fost găsiți de nimeni altul decât șoarecele Winslow. El i-a găsit pe cei doi destul de interesanți și a început să îi deranjeze încă din acea zi, în timp ce avea grijă de ei când era nevoie. În prezent este ziua mare a părinților în Nürnberg, iar câinele și pisica nu sunt lăsați să intre pentru că nu au părinți. Simțindu-se excluși, câinele duce pisica în camera sa de teorii, unde el formulează teorii precise despre ce s-a întâmplat cu părinții lor. Cu acestea, pisica le respinge pe toate, spunând că părinții lor i-au părăsit pentru că nu îi doreau. După aceea, ei îl consultă pe Winslow, care își amintește cum au fost aruncați în vechiul Up și Chuck în Yonderland în timpul erupției vulcanice. Deoarece nu-și amintesc nimic din toate acestea, ei decid să caute singuri. După o lungă călătorie dificilă, ajung în pustietatea stearpă, unde își găsesc părinții în viață în peștera pe care a mai văzut-o mai devreme. După o reuniune emoționantă, mama și tata le explică totul pisicii și câinelui, iar familia se reunește în cele din urmă. După cum am stabilit anterior, câinele este cam idiot comparativ cu pisica, motiv pentru care are obiceiul să urmărească fiecare poștaș din țară. Cu acestea, când câinele era doar un copil, exista un poștaș numit Băiatul cu ziare care nu s-a lăsat prins de el. În prezent este atât de rapid la fugă încât nimeni nu a reușit vreodată să scape de el. Ei bine, cu excepția unuia singur. Dar nu faceți griji pentru că l-a prins și pe el la sfârșit. Deci pisica și câinele locuiesc într-o casă în formă de pește, cu un nos de susținere, iar designul este într-adevăr destul de clar. Cu acestea, casa lor are o istorie lungă, a cărei exactitate depinde de faptul dacă vrei să crezi pisica sau nu. În anul 1 milion de Hristos existau strămoșii preistorici ai pisicii și câinelui care locuiau în aceeași casă, deși aspectul era din epoca de piatră. Când a sosit un strămoș vechi al iepurului Rancid să revendice casa, descoperirea focului de către câine l-a speriat. Conform pisicii, ei au fost cei care au descoperit focul. În 1776, un rege rău, un alt strămoș al iepurului Rancid, conducea țara, dar o revoluție era necesară. Această revoluție a fost desigur condusă de nimeni altul decât străbunicii pisicii și câinelui. Din cauza aceasta, regele a venit să revendice casa. Cu toate acestea, cei doi au rezistat regelui și ca rezultat declarația de independență a fost semnată. Apoi, în anii 60, când vara era la apogeu, casa a fost centrul evenimentelor hippie. În timp ce se petreceau înăuntru, un alt strămoș
al iepurului Rancid a sosit cu întăriri pentru a confisca casa. Cu toate acestea, când Beatles au ajuns la casă cu un avion, locul a devenit parte din istorie. Ok, acum că înțelegem un pic din contextul emisiunii, să discutăm despre câteva episoade importante. În primul episod, Dog Gone, pisica și câinele se joacă cu o minge în curtea lor din față, când câinele este distras de o veveriță și începe să o urmărească printre copaci. Pisica ajunge cu gura plină de grinde și ei decid să intre înăuntru pentru o băutură răcoritoare. Winslow, prietenul și vecinul lor, remarcă cât de bine lucrează împreună, dar pisica își dă seama că nu au destul timp pentru ei înșiși ca indivizi. A doua zi, încercând să aibă puțin timp singură, pisica îl face pe câine să poarte un cosplay de fund al pisicii, dar își dă repede seama că îi lipsește compania lui câine. Se împacă și câinele urmărește cu bucurie camionul de gunoi, cu pisica remorcă. În tot ce nu poți mânca, pisica și câine sunt interziși la taco de pot după ce încercarea anterioară a lui câine de a mânca toată mâncarea nu a lăsat nimic pentru ceilalți. Hotărâți să se bucure de specialul All You Can Eat, pisica și câinele încearcă diverse deghizări și strategii pentru a intra în restaurant fără a fi recunoscuți. În ciuda încercărilor lor creative, ei se confruntă cu o respingere constantă din partea lui Rancid Rabbit, managerul. În cei în urmă, în timpul uneia dintre intrările lor îndrăznețe prin conductele de aerisire, ei cauzează involuntar haos, conducând la concedierea lui Rancid de către domnul Taco de Pot însuși. Noul manager, Dunclap, îi promovează pe Cat Dog la clienți obișnuiți, permițându-le să se bucure de tacuri oricând doresc. În Fugi sau Mor, Cat și Dog se îndreaptă spre plajă în speranța de a întâlni fete. Și le întâlnesc două pisici feminine și încearcă să le impresioneze, dar entuziasmul lui Dog de a se juca cu mingea aduce haos pe plajă. În timp ce Dog aduce accidental purici în viețile lor, Cat și Dog caută tratament de la iepurile Rancid. Reticent să facă baie pentru purici din cauza fricii de apă, Cat optează pentru o centură anti-purici doar pentru a fi ridicolizat de cetățenii din Nürburg. În cei urmă, Cat și Dog aleg să facă baie pentru a scăpa de insectele enervante. Cu acestea, centura anti-purici a ajuns la modă, iar cei doi sunt deranjați că nu au purtat-o mai devreme. În insula, Cat și Dog se îndreaptă spre aeroport pentru o vacanță. Cu acestea, distrugerea lui Cat cu o broșură de vacanță îi face să rateze virajul spre aeroport, ceea ce duce la un accident cu bicicleta pe o insulă cu trafic aglomerat. Blocați în mijlocul traficului continuu, Cat și Dog încearcă diferite strategii pentru a scăpa, inclusiv așteptarea semnalului de trecere și încercarea de a-l contacta pe Winslow pentru ajutor. Frustrați de situația lor, Cat Dog transformă insula de trafic într-un paradis improvizat, folosind materiale salvate și bazându-se pe obiecte aruncate de șoferii trecători. Pe măsură ce trece timpul, ei se confruntă cu provocări, precum un măturător de stradă gigantic și suportă efectele foamei și ale halucinațiilor. Încercările lor de a scăpa se intensifică, rezultând în cel din urmă într-o situație comică și neașteptată în care lansează o barcă improvizată în trafic. Episodul explorează în mod amuzant rezistența personajelor și absurditatea situațiilor lor. Povestea se încheie cu o întorsătură în timp ce se găsesc blocați pe o reclamă pentru vacanța pe care erau atât de hotărâți. În Cat Dog Pig, Winslow încearcă să-i ajute pe Cat Dog să ia decizii introducând noi membri în corpul lor comun, formând numele lung și comic. Haosul izbucnește în momentul în care entitatea siameză extinsă se chinuie să găsească unitatea și să ia decizii. În cele din urmă, ei decid să pună capăt nebuniei și să fie de acord unul cu celălalt, dar un accident surpriză cu un balon cu aer cald trimite întregul grup zburând, episodul încheiindu-se cu Pig exclamând cât de tare. În episodul Evadare din capătul adânc, o zi foarte caldă în Nürburg duce personajul la piscina orașului, unde iepurele Rancid, îmbrăcat ca un salvamar, impune un set extensiv și absurd de reguli pentru pisică. Cat Dog se confruntă cu consecințele încălcării regulilor, iar iepurele Rancid transformă piscina într-un lagăr de muncă asemănător închisorilor. Cat Dog, împreună cu alte personaje precum Dunlap și Eddie, devin prizonieri și suportă un tratament aspru pentru încălcări ale regulilor. Stăpânirea tiranică a iepurelui Rancid se extinde până la schimbarea regulilor după bunul său plac, ceea ce îi determină pe Cat Dog să se revolte împotriva acestui sistem opresiv. În ciuda provocărilor, Cat Dog pune la cale un plan pentru a evada din închisoarea piscină, iar cu ajutorul lui Dog reușește să scape cu bine, lăsându-l pe iepure umilit. Cu acestea, libertatea lor nouă descoperită este de scurtă durată, deoarece se găsesc într-un coridor de școală, confruntându-se cu o altă figură autoritară. O versiune feminină a iepurelui Rancid, Doamne, ziua lor devine din ce în ce mai rea. În vecii noi, Dog narează o fantezie cu supereroi în care el se luptă cu extraterestri, dar povestea e o întâlnătură când Dog, îmbrăcat ca un astronaut, se teme de Cat, care joacă rolul unui extraterestru. Convins că extraterestrii invadează, Dog se grăbește spre casa lor, aducându-l pe Cat cu el. Paranoia lui Dog este alimentată de o bandă desnată care reflectă mediul lor înconjurător. Duoul experimentează o serie de iluzii, inclusiv fiind capturați extraterestri și amenințarea imaginată a sondării. În ciuda scepticismului lui Cat și a încercărilor de a liniști pe Dog, aventura lor se intensifică pe măsură ce întâlnesc femei în vârstă confundate cu extraterestri. Într-o întorsătură comică, femeile aparent inofensive se dovesc avea mâini robotice și planuri malefice, lăsând episodul pe o notă umoristică și emoțională neașteptată. În Înarmat și periculos, Ingrid, prietena lui Cat, este învinsă în oraș și Cat este, să zicem, puțin emoționat să o vadă. Mă întreb de ce. Pentru a evita rușinea, îl face pe Dog să poarte o mască pentru a-și
ascunde natura sa dublă, afirmând că i-a spus doar că este o pisică cu drepturi depline. Înainte să sosească, Kate își blochează mâna într-un borcan de castraveți și acum trebuie să folosească mâinile lui Doc pentru că i-a spus că este un bucătar gurma. După o strângere de mână foarte ciudată, se îndreaptă spre oraș într-o călătorie periculoasă cu mașina pentru că, ei bine, Doc nu poate vedea și da, el este cel care conduce. În cei din urmă ajung la un restaurant elegant, dar bucătarul de acolo fuge, lăsându-l pe Kate cu sarcina de a fi noul bucătar. Trebuie să-și demonstreze abilitățile în fața publicului, dar din fericire pentru pisică, Doc este foarte eficient cu cuțitele. El face o adevărată demonstrație sub acoperire și gătește o masă delicioasă impresionându-l pe Ingrid și pe ceilalți din sală. Apoi Ingrid îi cere să danseze cu ea, dar Doc este sătul să se mai ascundă și refuză să mai ajute. Acest lucru determină pe Clifford, liderul unei bande de câini, să o invite pe Ingrid la dans. Când ea refuză, el îl provoacă pe Kate la o luptă, iar Kate, care pretinde că are centura neagră, trebuie să-și apere minciunile. Se luptă cu Doc în costum, rezultând în distrugerea deghizării și dezvăluirea naturii sale Cat Dog. Cu toate acestea, Ingrid avea și ea un secret pe care îl ascundea când ea își dezvăluie sora geamănă, amândouă devin atașate de Doc, lăsându-l pe Cat fără nimeni cu care să vorbească. În Spuneți doar că Cat Dog te-a trimis, căutarea lui Doc pentru oasele de Burger Fairburg ia o îndrăstură neașteptată când descoperă că Rancid i-a interzis în Irburg din motive financiare. În niciun caz îngrijorat la început, Cat devine intrigat când vede pofta câinilor local pentru oasele dorite, văzând oportunitatea de afaceri. Cat decide să aducă oasele de burger la Fairburg sub acoperire, deghizându-le ca un camion cu îngrășământ. El deschide un local secret unde câinii pot cumpăra oasele cu parola secretă Cat Dog m-a trimis. Operația se dovedește a fi un succes cu Cat, obținând profit din cererea mare pentru gustarea interzisă. Cu acestea, Dog desigur consumă toate oasele, iar Winslow intră în scenă deghizând propulsorul local și oferind oasele la un preț mult mai mic, creând concurență între cei doi. În episodul Afecțiunea ciudată a lui Dog, Doul se găsește într-o competiție de mâncat prăjituri cu nuci pe can în care Dog consumă toate prăjiturile, ducând la o consecință neașteptată. Dog începe să simtă rău, dezvoltând umflături pe cap, iar Cat îl duce la doctorul Rancid pentru diagnostic. Doctorul Rancid dezvăluie că Dog are pecanită, o afecțiune cauzată de câinii care mănâncă nuci pe can, fără niciun remediu cunoscut. În timp ce se întorc acasă, un copac de nuci pe can începe să crească în capul lui Dog spre jena lui. Winslow sugerează să transforme situația într-un profit vânzând bilete pentru ca oamenii să râdă de Dog. Cu acestea, chiar în momentul în care Cat este pe cale să prezinte copacul de nuci pe can publicului, pecanita lui Dog se îmbunătățește miraculos și copacul dispare. Episodul se încheie cu o îndrăstură amuzantă în care Cat, hotărât să capitalizeze ideea de copaci de nuci pe can, sfârșește cu copacul crescându-i pe propriul său cap după ce consumă mai multe prăjituri cu nuci pe can. În câinele care strănută, Cat este ocupat să termine o sculptură de înscobitori când Dog care are răceală strănută provocând prăbușarea lui Cat Dog în sculptură. Îngrijorat de sănătatea lui Dog, Cat îl duce la doctorul Rancid pentru examinare. Rancid diagnostichează alergiile lui Dog și sugerează că ar putea fi alergic la pisică. Pisica încearcă să afle care este cauza alergiilor lui Dog, dar adevăratul motiv rămâne necunoscut. Winslow, observând strănută lui Dog, îl convinge pe pisică că soluția este să curețe blana pisicii. Cu acestea, pisica împiedică tentativa lui Winslow de a-l curăța până când Dog și Winslow reușesc să-i facă pisicii o baie. În ciuda efortului lor, alergiile lui Dog se înrăutățesc, ceea ce îl determină pe Winslow să-i separe pe pisică și Dog cu un perete de cărămidă. Simțind absența pisicii, Dog devine emoțional și într-un strănut zgomotos dărâmă peretele. Pisica în cele din urmă descoperă câinele este alergic la Winslow, determinându-i să-i tundă pe Winslow și să aline simptomele alergiei câinelui. În Cat Dog Surfing, pisica și câinele se îndreaptă spre plajă, iar pisica este inițial reticentă din cauza experiențelor anterioare cu vârstnicii plajei. Spre surprinderea lor, plaja este acum populată de tineri atrași de valurile uriașe perfecte pentru surfing. În timp ce câinele este dornic să încerce surfingul, pisica, care se teme de apă, refuză. Tot acestea, o fată o convinge pe pisică să se alăture ei la surfing și când este provocată de Greasers, un grup care pretinde că sunt cei mai buni surferi, pisica acceptă competiția de surfing. În ciuda reticenței sale inițiale, pisica descoperă o pasiune pentru surfing și excelează în competiție, câștigându-și titlul de rege al plajei. Cu acestea, victoria se descurcă durată, deoarece toți pleacă imediat ce valorile dispar, încheiindu-i faima pe o notă destul de comică. În Space It Out, Doul se găsește blocat într-o buclă aparent infinită de vizionare a filmului Min Bob în spațiu, partea 12. În ciuda entuziasmului Dog pentru vizionarea repetitivă, pisica se plictisește de film și încearcă să taie filmul cu ghearele sale. Cu acestea, acțiunile lor îi transportă accidental în interiorul filmului însuși, unde ei interferează cu aventura spațială a lui Min Bob. Pisica îl ejectează involuntar pe Min Bob într-o stea, iar povestea filmului este modificată. În timp ce pisica și câinele navighează în lumea filmului, ei se confruntă cu extraterestrii salivieni și pornesc într-o misiune de a salva prințesa Katayin. Cu umor, aventură și ruperea celui de-al patrulea zid, pisica și câinele navighează prin provocările din intriga filmului. În cele din urmă, noua lor intrigă duce la succesul filmului cu disconfortul lui pisică și entuziasmul lui Doc, creând o dinamică comică. Într-o zi, în timp ce aspiră podul, câinele descoperă o cutie misterioasă conținând 8 sticle. Câinele nu poate rezista să nu încerce una, iar pisica dezvăluie că
că țin viețile suplimentare ale lui. Cu toate acestea, atunci când Dog eliberează accidental viețile, se instalează haosul Nürburg, deoarece viețile de pisică provoacă răutăți și tulburări. Pisica câine construiește o mașină pentru a recaptura viețile și o serie de evenimente comice se desfășoară în timp ce încearcă să coroboreze viețile de pisică răutăcioase. Viețile provoacă haos în întregul oraș, provocând probleme cu câinii degresanți, furând dintr-un magazin alimentar și chiar perturbând pacea unei femei de vârstă înaintată. Episodul se încheie într-o urmărire pentru a captura viețile de pisică și a restabli ordinea în Nürburg, dar o întorsură neașteptată când Cat se vede înlocuit de Cat Life 9, lăsându-l pe câinii inconștient de schimbare. În Guess Who's Going to Be Dinner, pisica gătește somon în timp ce câinele mestecă un os. În acel moment, o libelulă intră și câinele începe să o urmărească prin casă, cauzând distrugere și distrugând cele 4 ore de muncă grea pe care pisica l-a depus în mâncare. În acel moment, Winslow iese din gaura lui de șoarece și cauzează și mai multe distrugeri pentru a enerva și mai mult pisica. Apoi întreabă pe câine de ce aleargă după orice, iar câinele dă vina pe instinct. Apoi pisica spune că el, ca pisica, ar trebui să mănânce șoareci, dar nu o face, ceea ce înseamnă că cineva poate învinge instinctele lor naturale. În loc să-l facă pe câine civilizat, el însuși începe să-și piardă controlul asupra întregii situații. El pune muzică liniștitoare pentru a-și calma nervii, dar pretinde că doar îl învață pe câine să fie civilizat. În timp ce câinele doarme ascultând muzică, pisica devine tot mai agresivă, având în vedere că vrea să-l mănânce pe Winslow pentru a-și salva viața. Winslow trebuie să se ascundă pe ventilator, dar pisica îl găsește și îl pornește trimițându-l zburând prin casă. În cele din urmă, câinele intervine și o face pe pisică să realizeze că Winslow este prietenul lor, dar când continuă să alerge după șoarece din cauza instinctelor sale naturale, câinele spune inteligent că va începe să-l alerge pe pisică datorită propriilor instincte. Și doi se învârt în jurul lor până când câinele îi spune ferm să se retragă și le este de acord. Cu toate acestea, atunci când Winslow se apropie de ei, pisica îl apucă și îl închide rapid, urmat de un scuipat brusc. Pisica spune că Winslow nu a avut un gust bun, iar apoi își cere scuze de la câine pentru că a cauzat atât de multe probleme. Dar episodul se încheie cu câinele alergând după pisică din nou, încheiind episodul în cel mai frumos cerc complet. În CatDog, la pătrat, după ce doul nostru trimite scrisori pentru a invita pe cineva similar cu ei, pisica și câinele au niște vizitatori neașteptați, un alt hibrid CatDog. Cu toate acestea, câinele simte ceva în regulă, dar pisica îi respinge preocupările și îi invită înăuntru. Oaspeții devin prea confortabili, iar câinele tot simte ceva în regulă. Când adorm, oaspeții Dan și Stan își dau jos costumul fals pe care îl purtau și dezvăluie corpurile independente. Se pare că cei doi doar voiau să înșele doul nostru cu mâncare gratuită și un loc de trai. La micul dejun, chiar revendică camera lui CatDog. Mai târziu, în timp ce se joacă cu mingea, o aruncă intenționat în jos de pe deal pentru a fura lucrurile din casă, în timp ce pisica și câinele o duc înapoi. Din fericire, pisica și câinele ajung la timp, iar doul pregătește o masă pentru cei doi. În acea noapte, pisica și câinele adorm pe canapea, în timp ce Dan și Stan încearcă să fure trofeul lor de la lupta cu Odgonul. Înainte să poată pleca, câine se trezește și îl provoacă pe Stan la o cursă. Cedând instinctelor sale, îl urmărește pe Stan până când un accident le distruge costumul, dezvăluind că Dan și Stan au fost o înșelătorie tot timpul. Adevărul este în sfârșit dezvăluit, iar câinele este trist că vor fi mereu singuri. Cu toate acestea, se consolează cu faptul că se vor avea mereu unul pe altul. În episodul O seară încântată cu Sumo, CatDog vizitează camera de coaste a lui Rancid Rabbit pentru un bufet unde mâncatul necontrolat al lui câine duce la transformarea lor în figuri supraponderale. Confruntați cu o factură uluitoare de $34,000, CatDog refuză să plătească și ratul lui Rancid, ceilalți angajați lucrând pentru a-și achita datoriile. Neputând să se încadreze în rolul lor atribute, CatDog decide să plece fără să plătească, determinându-l pe Rancid să-i provoace la o luptă de sumo. În ciuda tacticii sale unice, CatDog triumfă în cele din urmă, aruncându-l pe Rancid înapoi și lăsându-l plat pe un perete. În episodul Rodeo CatDog, pisica și câinele se găsesc neașteptat aruncați în lumea sălbatică a rodeoului când dau peste o ușă la expoziție de stat. Fără să știe, iepurele Rancid plănește să-i transforme în super vedete ale rodeoului. Inițial ezitant, pisica câinei devine rapid o senzație în arena rodeoului, demonstrându-și abilitățile lor unice. Gresery, Cliff, Rube și Shrek fac și o apariție cu taurul lovindu-l pe Rube într-un twist comic. Episodul ia o trăsătură când Rancid introduce un adversar formidabil, cu arte ascuțite MacGurk, determinându-l pe pisica câinei să-și pună la îndoială retragerea din rodeo. În ciuda îndoielilor inițiale, pisica câinei se confruntă cu coarne ascuțite într-o luptă epică de rodeo, impresionând mulțimea cu rezistența și stilul lor de călare unic. Cu toate acestea, se dovedește că mulțimea vrea ca ei să piardă, ceea ce duce la concederea lor ulterioară. În timp ce ies din rodeo, ajung în mod involuntar într-o altă arenă cu un leu mormâind la ei. Știi ce se spune, nu există odihnă pentru cei răi. În Vixed of Kin, câinele este extrem de entuziasmat să afle că părinții lui îi vizitează și îl îndeamnă pe Cat să facă pregătiri egale pentru sosirea lor. Pisica câine declară că mama și tata nu doresc primiri sofisticate și vizitează doar pentru a petrece timp de calitate cu copiii lor. În acel moment, părinții ajung, iar din reacția mamei este evident că câinele împărtășește entuziasmul ei. După ce tatăl intră în casă, pisica îi prezintă un scaun de relaxare, câștigând laudele sale. De asemenea, îi cumpără mamei un masior de picioare
domnișoare e sofisticat primind îmbrățișări de la ea. Când câinele care nu le-a cumpărat nimic le oferă găleata sa de gunoi preferată, le place chiar mai mult decât cadoul sofisticat, determinându-l pe Winslow să spună că îl plac mai mult pe câine. Curând mama și tata încep să se joace cu câinele, ceea ce duce mai întâi la distrugerea caselor și apoi la o urmărire în mijlocul autostrăzii. Este mai bine să vezi distrugerea cu ochii tăi. Următoarea lor oprire este la grădina zoologică, unde pisica are parte de un tur neplăcut. Se întorc din canalizare înapoi în locul din afara caselor și după tot haosul prin care a trecut pisica, propune pescuitul. Cu toate acestea, excursia lui de pescuit se transformă curând într-o lecție dezgustătoare de prindere a insectelor de către tatăl său spre mâhnirea lui. Înapoi în casă, el prezintă un slideshow cu toate lucrurile pe care le-a făcut doar pentru ca mama și tatăl să-l laude mai mult pe câine decât pe el. Când adorm în timpul prezentării lui, pisica devine sinistră și decide să pună capăt favoritismului eliminându-l pe câine din peisaj. El sapă o groapă în miez de noapte și își îngroapă părinții în rulotă înăuntru, dând vina pe câine pentru incident. În ciuda faptului că nu a făcut-o de fapt, câinele își cere scuze părinților, iar tatăl său sare în apărarea onestității. În disperare, pisica dezvăluie că este cel care a îngropat rulota și apoi încearcă să fugă cu toate acestea. În final, mama și tatăl spun că părinții nu au preferat și îi iubesc pe amândoi în mod egal. După ce pleacă, câinele spune că chiar dacă nu ar trebui să aibă preferați, pisica este totuși fratele său preferat, închiind episodul pe o notă dulce. În ultimul episod, CatDog intră într-o pivniță de depozitare a cărnii. Câinele, după ce a devorat toată carnea, își dă seama că a rămas fără și îl îndeamnă pe pisică să cumpere mai mult. Câinele povestește despre Johnny Mitzied, un cultivator de copaci, dar pisica o respinge ca pe o poveste cu spiriduși. Revelația vine prin canalul de carne, unde Rudolf prezintă abatorului Smiley, un loc unde animale se transformă în carne îmbălată, injectând un sentiment de groază în câine. Coșmarul îl bântuie pe câine când Mervis, imaginar, îi prezintă trei spirite care personifică mesele preferate. Spiritele sublinează mesajul: prietenii nu mănâncă prieteni, lăsând câinele înspăimântat. Prezindu-se, câinele se luptă cu dilema etică a consumului de prieteni făcuți din carne, iar o călătorie la magazinul de alimente se transformă în haos în timp ce câinele refuză să mănânce pește și este bântuit de fraza repetată din visul său. Fugind în sălbăticie, fructele, legumele și chiar o piatră se proclamă prietenii câinelui, lăsându-l incapabil să consume ceva. Într-o încercare disperată de a găsi o soluție, câinele se baricadează în casă, determinând-o pe pisică să caute ajutor de la Johnny Mitzied. Într-o rezoluție ciudată, Mitzied plantează copaci de carne în jurul casului CatDog, permițându-i câinelui să recolteze carne cu extaz, fără vinovăție, aducând serialul la un final.